Să citim un alt pasaj din Scriptură și de data asta Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18. De aici o să citim trei pasaje scurte. Faptele Apostolilor, capitolul 18, mai întâi citim de la 1 la 3, apoi de la 18 la 19. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila din neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevasta sa Priscila. Deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei și, fiindcă avea aceeași meserie, a rămas la ei și lucrau, meseria lor era facerea corturilor. Versetele 18 și 19. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Acuila, după ce și-a tuns capul în Chengrea, căci făcuse o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii. Versetul 24. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reașezați. Cori și Giulia, aceasta este ziua pe care ați planificat-o în inima voastră de mult timp, ziua căsătoriei, și ne bucurăm mult de perspectiva dragostei voastre, de familia voastră care se întemeiază astăzi. Sunteți aici alături de oamenii care v-au dat viață, părinții voștri, și vreau să îi felicit în numele Domnului și să îi binecuvintez. Sunt două familii implicate în biserica noastră, două familii care stau acum pe bancă cu emoție privindu-și copiii. Mamele lor i-au purtat în pântece, apoi i-au ținut în brațe și de atunci și până astăzi au trecut cu acești copii prin fiecare emoție, acasă, la școală, la biserică și oriunde în altă parte. Este o mare binecuvântare să ai cinstea, să asiști la nunta copiilor tăi, să te bucuri de faptul că ai avut copii cu minți, că s-au botezat în apă, că au slujit în biserică, și felul în care ei au tinerit validează sau invalidează calitatea de părinte. Astăzi aș vrea să vorbesc despre unitatea familiei și să spun faptul că a fi în unitate în familie înseamnă mai mult decât a fi unul lângă altul. Atunci când noi suntem unul lângă celălalt, trupurile noastre sunt unul lângă celălalt, dar s-ar putea ca mintea noastră să fie foarte departe a unuia de a celuilalt. Adevărul este că persoanele care ne rănesc cel mai mult sunt persoanele pe care le iubim. Rănile făcute de necunoscuți nu contează. Vorbind despre unitatea familiei, am ales un cuplu din Scriptură despre care Noul Testament vorbește cel puțin de 6 ori și familia lui Acuila și Priscila se constituie în familia despre care se spune cele mai multe lucruri pozitive din Noul Testament. Ei sunt un simbol al unității în Scriptură, fiind un cuplu care absolut peste tot sunt găsiți și regăsiți împreună. Biblia spune că Acuila a fost un iudeu din Pont, și tradiția spune că el a lucrat în familia părinților Priscilei, s-a îndrăgostit de Priscila și părinții au acceptat ca ei să se căsătorească. Atunci când împăratul Claudiu, în anul 49, a dat edictul ca toți evreii să părăsească cetatea Italiei
a Imperiului Roman, ei au trebuit să plece. De fapt, trebuia să plece numai Aquila, dar a plecat și Priscila. Primul lucru pe care vreau să-l remarc în intenția de a vorbi despre unitatea lor ca familie este să spun că ei au suferit împreună. Suferința este inevitabilă, însă mai grea decât suferința este situația când suferă doar unul și celălalt nu. Atunci când suferința este împărtășită de tovarășul de viață, ea este mai digerabilă, parcă este mai ușoară. Însă atunci când simți că suferi singur, suferința aceasta este mai mare decât suferința. Deși era etnic, cultural, social, erau extrem de diferiți, însă ei au lucrat împreună, au suferit împreună, au călătorit împreună și au slujit împreună. Scriptura ne spune despre faptul că ei au înțeles că Dumnezeu i-au pus deoparte și oriunde a mers, în Roma, în Corint, în Efes, au fost împreună. Citeam despre un sat din județul Iași, din România, un sat nu prea mare, că peste 50 de familii au divorțat pentru că unul dintre cei doi soți a plecat dincolo de granițele României să muncească. Și a muncit o lună, a muncit un an, a muncit doi, el singur acolo, ea singura acasă și s-a întâmplat că, până la urmă, nu s-au mai înțeles. Aquila și Priscila au făcut totul împreună. Ei n-au fost doar căsătoriți, ei au fost prieteni. Atunci când doi tineri prietenesc, ei sunt prieteni. Atunci când se logodesc, rămân prieteni. În perioada de miere, luna de miere, sigur sunt prieteni. Apoi, mai rămân sau nu prieteni. O căsătorie din care lipsește prietenia este foarte greu de gestionat, pentru că cei doi nu se mai regăsesc unul în inima celuilalt. Apare detașarea emoțională și apoi celelalte. De ce? Pentru că ei nu mai sunt prieteni. Prietenia este indispensabilă în căsătorie, iar oamenii aceștia au fost împreună nu pentru că au fost soț și soție, ci pentru că au fost prieteni și au rămas prieteni. Aduceți-vă aminte de faptul că ea putea să rămână în țară, ea era italiancă, Claudiu nu avea nimic cu cetățenii, ci doar cu imigranții, dar ea a plecat împreună cu soțul ei. Putea să spună, pentru că avea un business acolo, putea să spună, eu rămân aici să-mi continui business-ul, tu găsește un loc undeva în lumea asta și când l-ai găsit, îmi spui și vin la tine. Nu, au plecat amândoi. Au plecat amândoi, au călătorit amândoi, au muncit amândoi, au mers la biserică amândoi, pentru că au fost prieteni. Doi prieteni, dacă se ceartă, se împacă. Uneori, soțul, dacă se ceartă cu soția, nu se mai împacă. Prietenia este indispensabilă în căsătorie. Ei nu doar au suferit împreună, ei au muncit împreună. Amândoi făceau același lucru, făceau corturi. Apoi, au fost foarte ospitalieri. Un lucru care se regăsește tot mai greu în cotidian. Observați că deși erau proaspăți veniți în Corint, ei erau familia care găzduiau pe toți cei care vizitau biserica din Corint. Scriptura ne spune că atunci când Pavel s-a mutat în Efes, s-au mutat și Aquila și Priscila, iar Pavel locuia la ei. Atunci când Timotei a ajuns pastor în Efes, Timotei a fost găzduit de familia lor. Atunci când Apollo a venit să predice în Efes, Aquila și Priscila i-a găzduit. Puteți să mai găsiți în Noul Testament încă o familie care se remarcă prin această atitudine de a fi gazdă pentru oamenii lui Dumnezeu? Lucrul acesta spune mult despre prioritățile lor, despre valorile lor. Aquila și Priscila au făcut biserică în casa lor. În 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 19, Scriptura spune: bisericile din Asia vă trimis sănătate, Aquila și Priscila împreună cu biserica din casa lor. Niște oameni relativ tineri. Din căsuța lor, cine știe, o fi avut o cameră, două, trei, Biblia nu spune și nici eu nu știu.
Dar indiferent cât de mare sau mică a fost casa lor, ei au făcut dincolo de casa lor, au făcut din casa lor casa lui Dumnezeu. Spun uneori în predicile mele, și nu spun doar eu, spun în general oamenii lui Dumnezeu care predică, că în general o familie are trei case. Este casa unde este casa lor, unde dorm, unde mănâncă, unde se întorc seara și de unde pleacă dimineața. A doua casă este casa lui Dumnezeu. E la fel de comună pentru ei. Și apoi este casa din ceruri, unde ei speră să ajungă într-o zi. O familie echilibrată, o familie înțeleaptă, face din aceste trei case, în egală măsură, casa lor. Manifestă interes, pasiune pentru toate aceste trei case. Când iubești casa lui Dumnezeu, îl iubești pe Dumnezeu. Când iubești casa lui Dumnezeu, asta manifestă pasiune. Sunt oameni care nu iubesc casa lui Dumnezeu. Iubesc casa unde ei locuiesc, încearcă să o facă cât mai frumoasă, însă nu iubesc casa lui Dumnezeu și nu iubesc cerul. Ei vin la biserică, dar nu iubesc biserica. Priviți-vă loc la oamenii aceștia, ce priorități au avut. Încă un lucru aș vrea să spun apropiindu-mă de încheiere. Ei au fost misionari în Corint, în Efes, alături de Pavel. Nu sunt foarte mulți oamenii care au misionat împreună cu Pavel. Pavel a fost unul dintre cei mai prolifici scriitori din Noul Testament. Cele mai multe epistole au fost scrise de el. El a fost un om superdotat. Convertirea lui a fost făcută în urma unui miracol, a unei minuni. El nu s-a lăsat convins de toate argumentele care i-au ajuns la urechi, dar s-a lăsat constrâns când Dumnezeu, în urma unei minuni, o manifestare foarte mare de putere și de autoritate, a venit peste el și el, constrâns de puterea lui Dumnezeu, s-a convertit și a devenit poate unul dintre cei mai mari misionari creștini. Printre cei care îl însoțeau pe Pavel a fost Acuila și Priscila. De ce oamenii aceștia au mers cu Pavel? Scriptura ne spune că Pavel n-a mai rămas multă vreme în Corint și a luat ziua bună de la frați, a plecat cu corabia spre Siria, însă împreună cu el, cei doi prieteni, Acuila și Priscila, nelipsiți. Dacă de la Roma au plecat la Corint, fiind alungați de împăratul Claudiu, de la Corint au plecat în misiune în Efes, însoțindu-l pe Pavel, pentru că au știut, pentru că au văzut, pentru că au constatat că acest om care îmbătrânea avea nevoie de ajutor, iar ei și-au închinat viața lui Dumnezeu. De aceea l-au însoțit pe Marele Apostol. Este ușor de înțeles că Pavel, pe oriunde ajungea, stârnea împotrivire, fiindcă era o persoană foarte confruntativă. Predicile lui irita foarte mult, violent de mult, pe toți cei care nu erau de acord cu mișcarea creștină. Și familia lui Acuila și Priscila întotdeauna erau în risc atunci când îl soțeau pe apostolul Pavel. Acuila și Priscila l-au mentorat pe Apollo. Am citit despre faptul că a venit Apollo, era foarte harismatic, era un evanghelist, era tare în scripturi și Apollo a fost găzduit de găzduitorii Noului Testament, de familia Acuila și Priscila, de cei doi prieteni. Doi oameni închinați lui Dumnezeu, doi oameni dispuși să găzduiască pe oricine trecea prin orașul lor. Și Scriptura ne spune că l-au luat pe Apollo și au stat de vorbă cu el din Scripturi. Vă întreb, musafirii pe care i-ați avut astăzi acasă, au auzit de la dumneavoastră ceva din Scripturi? Vreți să-mi spuneți că Acuila și Priscila nu mai are niciun urmaș? Politică, sport, Hobbies și orice altceva. Uitați-vă la oamenii ăștia de la care trebuie să învățăm. Cori și Giulia, sunteți o familie tânără. De fapt, astăzi vă înființați ca familie. Să știți că lucrurile pe care le veți face în primii 2 ani, o să le faceți toată viața. Alegeți lucruri de calitate pe care să le faceți în primii 2 ani. Regret multe lucruri pe care le-am făcut și nu trebuia să le fac. Și alte lucruri care trebuiau făcute și am amânat să le fac. Ar fi bine, pentru că voi începeți de la un alt nivel decât nivelul de la care eu am început viața creștină și viața de familie. Uitați-vă în cartea aceasta și lăsați predicile și predicatorii la o parte, internetul și mulțimea de ideologii creștine, din ce în ce mai liberale. Dacă bunicii noștri au avut probleme cu legalismul,
Noi și copiii noștri au probleme cu liberalismul. Ambele au fost la fel de rele. Între legalism și liberalism este Scriptura, cartea pe care ne-a trimis-o Dumnezeu. Iar printre oamenii menționați în carte sunt doi prieteni care s-au căsătorit. Și n-au fost doar soț și soție, au rămas prieteni. Și prietenia lor n-a dizolvat-o nici faptul că s-au mutat dintr-un oraș în altul, nici faptul că l-au însoțit pe un om care era nebun pentru Hristos, pe Apostolul Pavel, nici pentru faptul că a trebuit să găzduiască mereu și mereu oameni noi, ba chiar să mentoreze pe cei care nu erau maturi în Hristos. Luați exemplu de aici și deveniți o familie de care Dumnezeu se va folosi mult. Părinții voștri au făcut mult în biserică, mult lucru. Inspirați-vă din modelul lor, din sacrificiile lor. Rămâneți prieteni, pentru că riscul este să rămâneți doar soț și soție, fără să mai fiți prieteni. Prietenia înseamnă culoare, înseamnă dragoste, înseamnă atașament emoțional, înseamnă sărut, ținut de mână, îmbrățișat, spus destul de des te iubesc, iartă-mă, mulțumesc, te rog frumos. Nu lăsați politețea să plece, păstrați-o, țineți-o, pentru că dacă nu o să mai fiți prietenoși, începutul prieteniei voastre, prietenia voastră începe să se dizolve deja. Fiți politicoși. Trăim într-o lume unde politețea este pe cale de dispariție. Nu trebuie să vă inspirați din moda timpului. Inspirați-vă din ceea ce este nobil, din ceea ce rămâne în picioare. Oamenii aceștia au vrut să fie despărțiți de edictul dat de împăratul Claudiu, dar Priscila n-a acceptat să rămână în Roma. A spus, pentru că te iubesc și sunt soția ta, o să merg împreună cu tine. Nu o să mai am confortul de aici, nici protecția și siguranța de aici, dar pe mine mă interesează un singur lucru. Mă interesează iubirea mea, legământul meu și căsătoria mea. O să investesc în treaba asta și s-a ținut de cuvânt. Doi oameni care au călătorit în tot imperiul, slujindu-L pe Dumnezeu, însoțind pe unul dintre cei mai mari apostoli și rămânând întotdeauna prieteni. Prietenie înseamnă unitate. Lăsați-mă să împărtășesc ceva mai personal cu voi. Dragii mei, voi sunteți deja adulți. De fapt, astăzi vă declar adulți pentru că ați avut curajul să vă căsătoriți. Imaginați-vă doi prieteni și imaginați-vă un soț și o soție, două categorii de cupluri. Soțul și soția uneori se ceartă și dorm uneori supărați unul pe celălalt, fără să se împace la apusul soarelui. Ei își spun cuvinte grele, se critică, vorbesc destul de negativ unul cu altul, nu se validează unul pe altul, nu mai au încredere unul în altul și imaginează-ți doi prieteni. Doi prieteni în sport, doi prieteni la lucru, doi prieteni la biserică, doi prieteni în general. Pentru ca ei să rămână prieteni, ei se respectă unul pe altul. Pentru ca ei să rămână prieteni, ei își vorbesc cu grijă unul altuia. Iar dacă unul se simte ofensat, îi spune, nu m-am așteptat la tine să-mi spui asta, și celălalt spune, iartă-mă, n-am vrut să te supăr. Privește la doi oameni care nu-s căsătoriți, dar sunt prieteni, ce frumos se poartă unul cu altul. Și privește la un soț și o soție care s-au acrit unul de altul și nu se mai suportă. Și copiii văd lucruri mai grave decât cele de la televizor. Ascultați-mă, tinerilor, dacă nu reușiți să rămâneți prieteni, s-ar putea să nu fie suficient să fiți doar soț și soție. Știu că s-ar putea să nu fiu înțeles bine, dar de asemenea știu că voi mă înțelegeți bine. În concluzie aș vrea să spun câteva lucruri. A fi împreună înseamnă mai mult decât a fi alături unul de altul. Înseamnă a fi legat emoțional de celălalt. Înseamnă a avea puterea să-l înțelegi, iar când nu-l înțelegi, accepți că el este diferit sau ea este diferită. Înseamnă să-i spui ce gândești la timpul potrivit, într-o manieră potrivită, într-un loc potrivit. Când vei vrea să-i spui ceva Giuliei, ceva ce nu-ți place la ea, te rog să faci un plan, să nu-i spui. Fă-ți un plan. Unde îi spui?
când îi spui și cum pregătești locul și timpul pentru ca ea, ei să-i fie mai ușor să accepte ce i-ai spus. Că dacă îi spui, întotdeauna ești așa, ți-am mai spus de două ori să nu mai faci asta, ea nici nu se mai gândește la ce îi spui tu, se va gândi la faptul că te porți urât. Tu ai dreptate, dar dreptatea ta este spusă prost, greșit. Ea nu se mai gândește la dreptatea ta, ci se gândește la comportamentul tău nepotrivit, la tonul tău înalt, la atitudinea ta critică. Cu prietenul tău nu-ți permiți să faci așa, că tu nu ești tatăl prietenului tău, dar cu prietena ta, cu care s-ar putea să nu mai fii prieten, îți permiți. Foarte mulți oameni sunt soț și soție, dar nu mai sunt prieteni. De aceea nu se mai regăsesc unul în celălalt. De aceea nu se mai simt bine unul cu celălalt. Se duc în vacanță și spun să mai luăm pe cineva cu noi, că ne plictisim amândoi. Doi prieteni care s-au plictisit unul de altul. Nu vreau să exagerez cu exemplele, pentru că oamenii sunt foarte diferiți și nu-i treaba mea să le spun oamenilor cu cine să meargă în vacanță. Vreau doar să folosesc niște exemple. Voi aveți părinți care au trecut prin căsătorie zeci de ani și i-ați văzut, aveți stimă pentru ei, pentru ce au reușit să facă în domeniul material, familial, spiritual. V-au dat o educație solidă, drept pentru care v-ați botezat în apă, ați venit aici, acum sunteți aproape să deveniți soț și soție, urmați-le exemplul. Și chiar dacă vă căsătoriți, rămâneți prieteni. A doua concluzie, a fi un copil al lui Dumnezeu nu înseamnă să nu treci niciodată prin necazuri, nu înseamnă să nu fii deportat dintr-o anumită țară, nu înseamnă să nu fie nevoie să te muți dintr-un oraș în altul, nu înseamnă să faci efortul să primești mulți musafiri, deși alții din biserică nu mai primești, dar primiți voi. Nu înseamnă. A fi copil al lui Dumnezeu nu înseamnă să-ți meargă toate așa cum crezi tu, pentru că și cele bune și cele rele vor dezvolta caracterul vostru și vă vor ajuta să vă smeriți înaintea lui Dumnezeu și să vă maturizați. A fi femeie căsătorită nu este o scuză ca să nu mergi în lucrarea lui Dumnezeu. Priscila l-a însoțit pe Aquila. Amândoi l-au însoțit pe Pavel. Atunci când vrei să mergi în misiune, nu este o scuză că ești căsătorit. Deloc. Decizia de a merge în misiune trece dincolo de statutul civil. Corectarea greșelilor fraților de credință nu se face în public, se face în particular. Întotdeauna când veți vrea să corectați pe un tânăr din biserică, nu-i spuneți asta de față cu alții, pentru că el o să fie supărat pe voi că l-ați făcut de rușine. Nu numai că nu l-ați ajutat, dar i-ați stricat reputația. Rugați-l să vină deoparte și spuneți-i între tine și el. În felul ăsta, băiatul sau fata aia o să vă respecte pentru că i-ați oferit ajutor. Învățați să fiți oameni. Dezvoltați-vă caracterele, nu doar poșetele, pantofii, rochiile și cravata sau papionul. Învățați să fiți oameni. Învățați manierele, învățați să spuneți te rog frumos și mulțumesc, învățați să fiți politicoși, învățați să vă iubiți, să vă iertați și să treceți dincolo de lucrurile care vă deranjează. Iar atunci când sunteți supărați, bine ar fi să nu vorbiți așa de mult unul cu altul, pentru că supărarea va fi prezentă în vorbele voastre și va face situația și mai complicată. A avea o afacere nu înseamnă să nu-ți faci timp pentru Dumnezeu. Oamenii ăștia au avut un business, făceau corturi, dar au avut timp să meargă în misiune cu Pavel. S-o fi învoit de la șeful lor, dar probabil că n-aveau niciun șef, că lucrau pentru ei. Cu ce-or fi trăit, că n-au mai mers la lucru? Cori, Julia, când vrei să mergi în misiune, vei putea să faci asta cel puțin o dată pe an. Toți oamenii muncesc, că toți mâncăm, niciunul nu mănâncă aer. Dar atunci când vrei să-L slujești pe Dumnezeu, vei găsi resurse să faci lucrul ăsta. Astăzi v-am vorbit despre o familie care a fost foarte pasionată pentru ospitalitate, pentru misiune și pentru a mentora pe cei mai tineri. A cunoaște mai mult decât alții nu înseamnă să te comporți cu superioritate. Ei nu l-au luat pe Apollo la ei acasă ca să-i spună, bă, da, așa de nepriceput ești,
Ce înveți tu pe alții că tu ai nevoie să fii învățat? Ei l-au respectat, i-au dat să mănânce și cu multă înțelepciune i-au vorbit pentru ca predicatorul acela harismatic să învețe lucruri pe care încă nu le știa. Și ultimul lucru pe care îl spun, deși au fost proaspăt stabiliți în Corint și în Efes mai târziu, ei au rămas o familie cu ușa deschisă pentru cei care nu aveau unde să găzduiască. Vă recomand să vă concentrați nu doar asupra relației voastre romantice. Și probabil că ar trebui să vă spun asta în încheiere. Deși este un lucru care e mai greu de spus la nuntă, dar vreau să fiu sigur că vi-l spun astăzi pentru că emoția vă face să-l țineți minte. Giulia, femeile se uită după intimitate emoțională în cuplu, în căsătorie. Și ele cred că și bărbații sunt la fel. Bărbații nu sunt la fel. Și ele sunt dezamăgite. Pentru că ele nu știu că bărbații sunt la fel. Corin, bărbații se uită după intimitate sexuală și ei se simt respinși de soție uneori pentru că ea vorbește despre importanța emoțiilor și despre romantism și lui se pare că nu e înțeles și soția nu-l iubește. De ce? Pentru că bărbații nu știu că pe primul loc în viața unei femei nu este intimitatea sexuală, este intimitatea emoțională. Ea are nevoie să-i hrănești emoțiile, să-i validezi emoțiile. Pentru bărbați, intimitatea sexuală e abruptă, rapidă, dar pentru o femeie ea curge, ea începe cu emoția și se termină cu emoția, iar între început și sfârșit e de fapt ce caută bărbatul. Nu e aici timpul potrivit ca să vorbim detalii și nici nu are rost. Am vrut doar să vă spun următorul lucru, Giulia, încearcă să nu uiți asta. De multe ori o să fii poate nemulțumită că el nu-i suficient de emoțional, dar Dumnezeu l-a construit pe bărbat relativ diferit. Dacă știi asta, ține cont de asta. Și tu, Cori, la fel, nu te mira că ea pune pe primul loc emoțiile. Așa a construit-o Dumnezeu. Ea trebuie să fie delicată, senzuală, frumoasă, așa, de-aia te-ai căsătorit cu o femeie, pentru că Dumnezeu a creat o femeie pentru un bărbat. Ascultați-mă, știind lucrurile acestea și multe altele, o să vă înțelegeți mai bine, o să vă potriviți mai bine și o să puteți rămâne prieteni, nu doar soț și soție. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin.